pentru introducere. Ascultându-mă pe voi, mi-am dat seama că discursul pregătit în această seară era unul educativ și am zis, hai să nu fie, să nu ne simțim ca la școală, să nu fiu eu profesoara, să vă prezint ce e la networking, dacă e, dacă ai nevoie de el sau nu, pur și simplu teoretic. Și am zis, măi, hai să vă vorbesc mai mult din experiență. Mi-a plăcut foarte mult discursul lui Andrei. Am simțit acea experiență la el și am văzut că am părtășit cu noi și mi-am venit ideea aceasta de timp. Hai să vă vorbesc despre cum am făcut eu prima oară networking. Bine, Paul a spus despre mine că sunt trainer John Maxwell. Ca trainer John Maxwell, pe partea de leadership, este nevoie să fac câteva grupe de mastermind. Pe tema leadership și pe tema dezvoltării personal. Înscriindu-mă în decembrie 2014 în această echipă, aveam nevoie să creez pentru exersarea mea acel grup de mastermind. Și ce am făcut? Zic, ok, bun, aveam toate materialele la dispoziție. Deci, hai să încep. Efectiv, să încep să întreb oamenii dintre prietenii mei, dintre colegii mei, cine e de acord să participe la un astfel de grup. Am întrebat în stânga, am întrebat în dreapta, am zis, gata. Am trebuit, băi, 10 persoane. E suficient. Din câți prieteni și colegi am, sigur sunt 10 persoane. Surpriza a fost că după ce am vorbit cu 11.000 de prieteni și 11.000 de cunoștințe, răspunsul a fost 0. Nici măcar un participant nu am avut la acel grup de mastermind pe care doream să-l fac în martie 2015. Ok, bun. Ceva îmi lipsea. Și mi-am dat seama că este nevoie, bine, ar trebui să fac o reflexie înainte, măi, să văd ce am greșit. De obicei, când cineva te refuză, și Andrei cred că știe cum e cu vânzările și cum e când propui ceva cuiva și ești refuzat, când cineva te refuză, înseamnă că o problemă este la tine, în primul rând. N-ai făcut oferta suficient de bună pentru acele persoane, nu? Mulțumesc, exact, Anca, da. M-am gândit să fac o ofertă mai bună pentru ceilalți. Dar ce mi-am dat eu seama? Pe lângă faptul că nu știam să fac acea ofertă, pentru că nu am avut experiență, nu făcusem ea primul grup de mastermind pe care îl organizam, mi-am dat seama că nici nu aveam cunoștințe, adică oameni în jurul meu care să dorească să vină la acel grup. Și atunci ce am făcut? Am descoperit termenul de networking și am început să particip la evenimente. Am început să vorbesc cu prieteni de-ai mei, dacă au ei cunoștință în cercul lor de prieteni care ar fi interesați de să participe la un grup de mastermind, de acest gen. M-am dus la evenimente care erau strict legate de leadership, care sigur acolo găsesc pe cineva care este interesat de leadership. Și am mai făcut o chestie, în plus față de asta, nu prea are legătură cu networking-ul, dar poate vă ajută și pe voi. Am postat pe Facebook evenimentul, am făcut un eveniment pe Facebook în care spuneam că vreau să fac acest grup. Și culmea că în mai 2015, aproape după două luni aproape, invitațiile au început să, au început să apară. A început să-mi răspundă un prieten, dar unui prieten al meu, o cunoștință sau o rudă a unui alt prieten și persoane necunoscute. Nu avea nicio legătură cu unul și cu altul. Dar au fost persoane care mi-au răspuns aceste invitații. De ce? Pentru că eu am făcut networking. În acea perioadă, din martie până în mai, eu am făcut networking. Și am pur și simplu, am început să vorbesc cu oamenii despre ceea ce fac eu, să mă identific, cum a spus și Andrei, să identific la ei nevoia aceasta de a afla despre leadership și le-am oferit soluția. Uitați ce fac eu în acest moment. Eu îmi strâng acel grup de maxim 10 persoane cu care să încep o discuție pe tema leadership-ului. Și știu că aveam și o poză, dar nu mai contează, o să discutăm poate data viitoare. O să vă prezint așa într-o altă lumină networking-ul. Tipa din fotografie este o femeie, o mamă a doi copii dintr-un stat din Nigeria. Ea a apărut pe această imagine întâmplător. A intrat în timpul unei ședințe de foto. Fotograful, după ce a scos toate pozele, a văzut frumusețea de pe fața acestei femei. Și a zis, măi, fata asta are ceva de arătat în lume. Nu trebuie să rămână în acel sat. Să fie neștiută de mine. Și el a făcut networking la rândul lui, a vorbit în stânga și în dreapta. Uite, hai să vedem unde este fata aceasta, că el a apărut întâmplător pe cadrul meu.
dar nu știu de unde să iau. A vorbit în stânga, a vorbit în dreapta, până când a dat de față. După ce a vorbit cu ea și a zis, uite, eu sunt fascinat de frumusețea ta, îmi doresc să te prezint lumii. Fata a fost de acord, nu prea știa ea despre ce e vorba, că nu a cunoscut, nu prea știa ce se întâmplă cu modele sau nu prea știa ce, mai mult decât era obișnuită în satul respectiv. Ea vindea pâine și atât, avea grijă de familie și atât, nu era interesată de nimic altceva. Fotograful, ce a făcut mai departe? A vorbit în stânga și în dreapta până când a găsit o agenție de modeling unde a prezentat-o pe această fată. Uite ce am găsit în acest stat, în Nigeria, uite-o pe fată, a prezentat-o și agenția de modeling a cheiat un contract de colaborare cu fata respectivă. Fotograful a făcut networking. Fata, dacă rămânea în această postură și poate nu apărea pe poză, ea rămânea în acel stat neștiută de mine. Ea, între timp, a apărut pe coperta unei reviste de modă acum câteva luni de zile. Ce vreau să reținem din networking? Credeți că este o necesitate să facem networking sau nu? Da. Văd câteva afirmări. Este o necesitate. Eu aș spune că nu este o necesitate dacă nu vrei să ieși din zona ta de confort. Dacă vrei să rămâi cum ai fost până acum, este ok să nu faci networking. Este ok să rămâi pe poziția aia. Că nu te deranjează nimeni, nici nu știi mai multe. Dar în momentul în care faci networking, deja ești pus în fața unor oportunități oferite de ceilalți. Deja ești pus în contact cu oportunitățile pe care le oferă ceilalți. Și asta vreau să reținem foarte clar din networking, că acesta, prin activitatea de networking, noi putem să profităm de oportunitățile oferite de ceilalți.